Bătaie în stradă după un accident în Ploiești. La un moment dat, unul dintre agresori chiar și-a amenințat victima cu o sabie. Mai multe informații primim de la Marian Ginga. Marian, te ascultăm. Da, bun găsit. Polițiștii secției 3 din Ploiești au fost sesizați despre un accident de soldat doar cu pecul pe material, deci este vorba despre o tamponare care a avut loc la intersecția două străzi din Ploiești, cum spuneam. În urma tamponării, între unul dintre șoferi, este vorba despre un bărbat de 44 de ani și un pasager din cealaltă mașină, un tânăr de 21 de ani, a fost un conflict. Tânărul a fost lovit, a fost bătut. Conflictul a fost aplanat de polițiștii care au ajuns acolo, dar va fi întocmit un dosar penal pentru loviri și alte violențe. Discutăm deocamdată de faptul că protagoniștii incidentului s-au agresat în plină stradă și au fost amendați, dar așa cum ai spus și tu, Marian, unul dintre ei se pare că a scos o sabie cu care l-a amenințat pe celălalt. Asta ar rămâne să stabilească polițiștii în urma anchetei în acest caz.